Olimpiada reunește 80 de elevi din clasele 5-12 care studiază limba maternă turcă în județele Constanța, Tulcea și București. Concursul a debutat luni cu proba scrisă. Marți, 7 aprilie, elevii înscriși la Olimpiadă vor vizita obiective de interes turistic din municipiul Tulcea și se vor întâlni cu deputatul Iusei Nibra. Un eveniment deosebit pentru noi, pentru copiii care studiază limba turcă în școlile din România. Este a 19-a ediție a Olimpiadei Naționale de Limbă Turcă, gazdă fiind Inspectoratul Școlar Județean Constanța, prin școala noastră reprezentativă, Colegiul Național Kemal Atatürk. Festivitatea de premiere va avea loc miercuri, 8 aprilie, de la ora 11, în prezența unor oaspeți importanți. Premiile sunt acordate de Uniunea Democrată Turcă din România, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța și Asociația Oamenilor de Afaceri Turci Dobrogea. Acesta găzduim a 19-a ediție a Olimpiadei Naționale de Limbă Turcă Maternă. Sunt înscriși 52 de participanți din județul nostru, din județul Tulcea și din București. Sperăm ca în anii următori mai sunt două județe în țară unde a început să facă limba turcă și sperăm ca în următorii 2 ani să avem participanți și din zona Ardealului. Elevii prezenți la Olimpiadă se declară optimiști. Tinerii spun că este o competiție care nu le pune prea multe probleme și sunt familiarizați cu subiectele. Îmi place limba turcă, sunt atașată de limba turcă, știu limba în primul rând, am crescut în Turcia și este o limbă rar vorbită. Greu. De ce? Că sunt a 7-a. Chiar mă pasionează, adică este mai diferită de celelalte limbi, are religia diferită și chiar mă pasionează. La festivitatea de premiere vor participa și 10 profesori din Turcia. Dascălii se află în România cu prilejul înfrățirii Colegiului Național Kemal Atatürk din Mecidia cu două instituții de învățământ din Ankara. Și un grup de 10 profesori de la Ankara, profesori de diferite specialități, care doresc să încheie un parteneriat sau mai degrabă o înfrățire cu școala noastră. Protocolul dintre instituțiile de învățământ vizează schimburi de experiență în domeniul social, cultural și educativ.